y lo lo charel canac de la dumadel nevastența si cave oh oh sucar santu muro chavo tu samuro puciaripo tu me dau yo y lo briga pita ai le 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 te de te de dre dre ah le 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 te de dre 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 ai la 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 ta da ta da 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 na 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 sama na moja moja kanak peleste di kao gijeles keme penao oj si šavo temera hop 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 vorbi mange kele mange si temera upalareste ajde ula ležuti jamo hop hop ai la 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 na ta na 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 la 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 duivo jamo ja garde kiki garde mala sarme tu che si cavao sarme tu che si cavao ci ha hey ik chatta ta sarte la le changa sar mala va tu che voi a me che jamo hop hop ai la 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 ta ta da 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 Jantna era croitoreasă, jant frizerul o iubea, și-a murit tuberculoasă, jant frizerul o gelea. Nu mai plânge Jane, plânsul e de formă, Jana nu e moartă, Jana se transformă. Și când a fost la mormântare, plângea și ultimul calic. Și când Jenel mai pus o floare, Doamne, plângea și cai de la dric. Nu mai plânge Jane. Să nu care cumva să faceți vreo scenă pe acolo. Vreau să vă fiți drăguți cu băiatul, da? Că vreau mult să-mi iasă treaba asta. O, dar cine ăsta, mă, de-l pupe atâta în frâză? Ricky, Ricky îl cheamă. Scump, e super tare, e celebru, e vedetă. Toată lumea bună a auzit de el, numai voi nu. Care, frate, lumea bună? Că lumea bună suntem noi. Restul lumea proastă, nu? E, vorbiți numai tâmpenii. Habar n-aveți voi ce aș vorbiți. A, mă, lași cu vedetele astea de pe la noi care să cree buricul pământului. Și dacă îi sui mașină și îi treci la bulgari, n-a auzit nimeni de ei. Are de toate vărul, mă. Cum ce-ai că-l cheamă pe ăsta? Rocky, Pocky, Chucky. Ricky, Ricky 1. Și asta e super tare. Și o să mă facă pe mine vedeta. Uitați-vă aici. Să moră dacă m-auzi de papagalul ăsta. Tu? Ce? Nu, te rog eu mult de tot să nu faci Caterinca de el pe acolo, că mă omori. Dar de ce să facă, mă, Caterinca de el? E și el mai... E lache! E bulangiu, eh? E gay! Se arde în bulan, las-o! Uite, deja ai început să faci mișto de el. Auzi, dar lasă, de ce Rocky 1? Da, aia, că mai cântă cu încă unul. Și pe ăla îl cheamă Ricky 2. Ricky 2? A, doi bulangii. Doi bulangii.
să-ți mulțumesc că n-am avut timp până acum. Mie? Pentru ce? Păi tu ai fost primul care ai fost de acord să rămân aici, știi, și s-a părut foarte tare de-aia. Știi, Gina, mie îmi place de tine. A, păi și mie îmi place de tine, știi? Dar n-am vrut să spun așa, direct. Mi se pare că ești foarte talentat și poți să ai mult succes. Să fii faimos, bogat. Nici nu o să mă mai recunoști pe stradă. Știi, eu mă gândeam că aș vrea să ies pe undeva, știi, dar nu prea am bani și... Cum ai tăi nu sunt acasă, n-am de unde să cer. Poate știi tu pe unde țin banii. Nu? Ah, păi am eu niște bani, dar îi păstram să-mi iau chitara super tare. Păi, n-ai vrea să jucăm un joc pe bani? Dar să rămână între noi doi, da? Adică știi să păstrezi un secret. Vreau. Ok. Opa, ușor, Ravere, ușor, mă. Cam eu știi, foarte delicat de rabă. Măi, eu când ea ajunge vedetă, eu nu mă mai urc în jegul ăsta. Bă, tu ești nebun, nu? Păi, dar merțane, BMW-uri, hamere, are toată lumea azi. Ce dragul, că la modă... camionetele. O bune? Dar nu știai? Mic. Mai face și voi, maică, economie la curent. Că se duce, se duce dreacului planeta asta, ce ți-o fi? Se încălzește planeta, saburește, se topește și gata, la revedere, dragul s-a ales. Mi-a ieșit mie la ghiciți, cărțile, nu mă minte, să știi. Hai, hai pe-n gură, noi țiganii suntem rezistenți, noi murim ultimii. Păi nu de moarte, mi-e frică, mie, mamă. Dar de ce s-o fi ție frică, de ce? De ce avem de îndurat până atunci? Auzi? Azi n-am chef să-ți ascult văicărilile, înțeles? Gata! De ce ai pățit, băi? Hai! Iar ai făcut vreun halinoimas! Hai! Ne! Hai, ia și calești. Auzi? Una și una, fac două. Până una alta, ios, măta mea. Și ascultați, la Baba Lumina, care vrea să-ți spună ție următoarele. Păi dacă eu ți-s măta, eu știu că tu mă iubești, placă pe un junghi. Dar ține minte aici la mine. Eu te-am făcut și eu simțesc cel mai bine ce ai tu pe sufletel. Așa că haide, dă-i drum. Zi la Baba, hai. Vreau cea mai mare mașină. Un iaht. O vacanță în Peru. O nuntă ca în povești. Flori la fereastră. Casa mea. Imaginează-ți un brad sub care ar încăpea dorințele tuturor. Te așteptăm să inaugurăm împreună cel mai mare brad din Europa, adus de Millennium Bank în România. Vino și tu în Millennium Park pe 1 decembrie, în Piața Unirii din București, la sărbătoarea bradului Millennium. Millennium Bank, în parteneriat cu Primăria Municipiului București. Chidea până nu-mi spui ce ai pe inimă. Hai! Te iubesc ca junghiu. Da. Da. Ca ciuma te iubesc, nu ca junghiu. Ce-am eu pe inimă, dacă ai ști, ce-am eu pe suflet, bârcolaci, bârcolaci, îl tot visez pe standel meu, că urlă, umblă așa ca năucu și mă strigă pe mine și eu mă duc după el. După aia mă trezesc lac de apă,
a sudat tot ca un porc. Porcii animale bune. Da. Simțitoare, deștepte. Mi-e greu. Mi-e greu fără sandal meu. Dar știi ce simt eu? Știi ce simt? Mă frige rara asta. Numai când îi rostesc numele mă frige. Să fi ție greu, mamă. Să ție greu că ești om matur, mamă, că ești bătrân. Dar mi-te lui săracu de el. Săracu să-mi dea pe unde ori sticlii lui acum ochișorii lui. Singur printre străini, fără mamă, fără tată, fără baba. Oh, săracul de el acolo, unde o fie el departe, departe de tot. Mai taci dracului! Acolo pe unde o fie el acum, departe. Așa-i zis. Mereu m-ai chinuit așa. Tot timpul m-ai chinuit. Mi-a trecut mie prin cap un gând că tu știi ceva și nu spui. Arunci câte o vorbă încoace și încolo atunci când vine vorba de sândel al meu, mamă. Mă zăpăcești. Mi se învârte capul și nu înțeleg nimic. Așa faci tu. De ce faci așa, mamă? Dacă aflu într-o zi că știu ceva și n-ai spus și ai ascuns, îți jur pe toate păcatele mele făcute și nefăcute, mamă, că-ți pun perna pe față. Mă omori tu pe mine? Te omori. Mă omori? Mă omori? Să rămână pentru masă. Partenerul meu de afaceri, Eric Idoi. Bonjour. Bonjour și ție, frățima. El este logonicul meu, Elvis. Ești un merveil astăzi. Paris ar face pe el de te-ar vedea cât de minunată ești, Sherry. Ah, mersi, mon amour. Auzi, Sherry, cine e merveilul ăsta? Elvis. Așadar, deci sunt domnii Elvis și domnii Pacino din Le Clan Spulciana. Ești un francez, mătă. La mer. Ia zi să moară, mătă. Spune-mi, te rog, viața asta de mafioso e chic? Da, Tony, cum e? E un dur? Meserie. Je te mange, adică te halesc. Avere, eu ți-am promis ceva, dar nu știu dacă rezist. Je rezist. E, haideți deci să discutăm despre afaceri. Nu, stai așa că nu pot să pierd ocazia asta. Ăștia e gangster adevărați din clanul Sprinceac. Ia zi-mi, cunoști pe ăștia pe D'Artagnan, pe Pontuiel, pe... ai făcut pârnaie? Hai zi-mi, domnule, că doar nu te ferești de prieteni, că suntem aici. Între noi, vreo crimă, ceva? Ai greșit. Du-te... ia niște alune. Hai, du-te, da. du-te și te chem. Du-te cu niște. Ia zi-mi, mon amour, ce planuri ai cu mine? Planuri mărețe, bellissima. Planuri grandissime. Ah, se parfait. Ai auzit, Elvise?
Ce-i cu tine, mamă? Ești bine? Mamă, m-a păcălit Gina, măi. Și mi-a luat și banii. Gina? Nu mai am bani nici de chitară acum. S-a dus chitara mea. Bună. Ce faci? Ok, top. Hey, eu mă enervez cu șoferul de taxi, care se uita la mine, mai precis la picioarele mele. Pe bune? Da. Mă lasă să-i dau cu geanta în cap. Dă un cățiu. Mamă, distrus sunt bărbații ăștia. Mamă, și pe mine mă enervează. Bărbații ăștia sunt așa ca niște bulețe de gheață. Exact. Și se dau duri macio și dacă îi încingi un pic se topesc, nu faci nimic de, nu-i nimic de capul lor. Da, mă, îmi pare bine că am ieșit. Chiar simți alea voia să vorbesc cu cineva. Vrei ceva de băut? Fac eu cinste. Da, orice, nu știu, un suc. Ok. Faci o cinste? Cu ce ocazie? Păi, cu ocazia despărțirii. What? Da, azi mi-au toate lucrurile de la voi, ultima mea zi în casa aia. Știi, mi-am găsit ceva super ca lumea și chiar nu vreau să ratez ocazia. Mă, ce să zic, îmi pare rău că, nu știu, nu au apucat să ne cunoaște mai bine, să... A, să stai miște, dar nu plec din țară. Mă rog, nu acum. Am înțeles, păi... Nu ți-am adic ceva de băut? Două sucuri de portocale. Păi atunci o să fie bine, că eu am probleme cu prietenii, cu astea. Sunt cam sălbatică. Așa că o să fie mișto dacă o să ținem legătura. Da. Știi ce vreau să spun, Ana? S-ar putea să auzi tot felul de chestii nasoale despre mine, știi? Să nu crezi, ok? Știi cum e lumea. Dar stai liniște, înțeleg. Mai ales că știu că ai mei au un talent extraordinar să tot fabuleze și să... E ok, stai liniștit. Ai nevoie de ceva, de orice, promit că te ajut. Mai ales că știu că tu nu ești de aici, nu ești din oraș, nu? Și pe lângă toate astea, mai ai și verișoara, Ana? Da, un fel? Un fel de. Mersi. Păi știi ce... Sunt curioasă să-i cunosc pe ăștia, pe vecini ăștia ai tăi ăștia din clanul Sprânceană. Nu pot să cred. Din tot orașul ți-ai ales tocmai clanul Sprânceană? De ce? Știu, sunt cam sălbatic așa. Bun. Păi ce să zic, băieții sunt ok. Eu am ieșit cu unul din ei. Bine. Da. Și au și un studio într-un garaj. Asta ar fi o intrare bună. Da, asta chiar e o intrare. Da. Ba nu. Eu zic să stai liniștită. Nu, niciodată nu știu la ce să aștept de la ei. Sunt foarte ciudați. Sunt... Da, mă rog, țigani. Da, bine, eu sunt curioasă să se cunosc așa, să văd cum sunt de aproape, știi? Ok. Păi, Toni Sprânceană e șef. Am auzit de Toni. Ăsta e un fel de bulibaș al lor, nu? Da, un fel de orice fel. Ăsta e pacientul lui mama, vine foarte des pe la noi. Mă rog, pe la cabinetul ei, da, e bolnav. Și Lucian ce zice? Lucian face spume. Îți dai seama. Unchiulețul, da. Bă, ce care problema e cam târziu și ar cam trebui să plec. Tata viitoare fac eu cinste cu suc. Ok. Și nu dai suc, trebuie să plec la școală. Nu, mă lași cu suc. E ok, da? Bine. Auzi? Ăla nu-i Lucian? Unde, mă? Nu. Cred? Da, nu cred că ți se pare. Da, cred că mi s-a părut. Na, știi, nu l-am mai văzut de mult. Bine, okay. Atunci... Păi atunci fă și tu o adresă pe net și poate mai cetuim ceva, nu știu. Sigur că da. Dai okay. Seama. Bine. Și ai grijă de tine, pupușică mică. Da, bă. Trebuie să fii cu minte să nu faci prostii. Mă rog, să nu faci prostii prea mari. Hai, te pup. Pa, pa. Pa, pa, pa. Ia zi, frate, ce fel de muzică baști? Manele, 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 discuri de platină, vânzări de vânzări. Nimeni n-are curajul să mă pirateze. Păi, pare că cânti atât de prost încă nu te piratează nimeni. Adică șantezi merdă. Ești de caca, dacă înțelegi ce vreau să zic. Șerii, numai tu mă înțelegi. Auziți, dă-mă mai tare! Asta e piesa mea, hit! Madonna vrea să o pirateze. Mă umplu de bani și vă dau și vouă. Dance, pop, toate s-au urcurat. Au urcurat, a? Și ăsta din ce muzică l-ai scos, frate? Ia zi. Ei, să nu fii țigan. Ăsta e din Germania, din primul meu turneu, de la un băiat foarte drăguț. Cu averea ce planuri ai? Ia zi. Bă, dar zi-o, tată, zi-o pe bune, fără vrăjeli, că dacă strag un pumn în barbă, îți falsează cred. Averea are tot ce-i trebuie. Corp, voce, prezență. Îți spun eu că am ochi să mă râd. Ricky, cel mai tare, ți-am zis eu. Bine, dar ce să fac? Ce vrea să faci? Ce aș vrea să fac?
Care-i treaba, Pacile? Eu te întreb pe tine, tu mă întreb pe mine, mai las-o drecu, mai schimbă mersul, tanti. Reformulez. Ce crezi că ar fi bine să faci? Ah, mă lași pe mine să-mi bat capul, să-mi pleznească mie creierii. Foarte bine. Tone, ce crezi tu că ar fi bine să faci ca să scapi de coșmaruri? Să nu te mai chinui gândurile că ești vinovat și să-ți ușurezi sufletul? Oh, mă doare capul. Mă doare capul rău de tot. O să-l caut pe băiatul meu, pe Sandy. Îl caut, îl găsesc și-l aduc acasă. E bine? Nu e bine. Păi să reformulesc atunci. Reformulește. Îl caut, îl găsesc și-l aduc acasă dacă vrea și el. Dar ești sigur că o să faci așa? Asta înseamnă că redevii tată. Păi, dar eu sunt tată. Ce nu sunt tată, sunt. Da, cu numele. Păi, da. Ca să fii tată, trebuie să te porți ca un tată. Asta înseamnă să petrești timp cu Sandy, să-i dai atenție, afecțiune, să te implici. Normal. Ah, ok. Păi asta zic și eu, că e ok, ce? E ok. Tony, tu ești pregătit și vrei să devii părinte? Tanti Freud, în ziua de să fii părinte, e greu, e dificil, ești depășit orice ai face, să știi. Poate ești depășit orice ai face, dar ești părinte. Da, sunt sigur că... Pentru averea vreau să-i spar pe toți. La început am să fac... M-a făcut mama Oltean pe simfonic. M-a făcut mama Oltean. Ascultă-mă, Ricky 1. Hai că ne cântași, ne zăpăciși, dar cu acțiunea cum stăm? Când începe treaba? Pentru început e nevoie de ceva bănuți. Cam cât așa? E, așa, puțin. Câteva sute. Maxim câteva mii. 8 slăbuți. 8.000 slăbuți? Slăbuță-i măta. Nu pot altă. Auzi, fă, Ricky Bulangiu vrea să te lanseze. Dar cere bani pentru asta, a? Ce zici? E frumos așa ceva? Dragă, nu se mai zice Bulangiu. Se zice gay. Și poate că și tu ești, dar nu ți-a zis nimeni. Nu vezi ce găbași ai pe tine, nebunul? Ascultă-mă, la noi, la țigani, nu există bulangii. Nu există. Eu am auzit că și Tony în închisoare acolo. Ai greșit. Hai. Și cât ziceai să fie pentru început? Hai, slăbuț, așa, câteva mii. Câteva mii. Aha. Auzi, și la ce fel de muzică vrei să o supui pe prietena mea? Sexy manele. Sexy manele. Porno manele. Nu? Sunteți nebuni, ce faceți aici? Ce mi-ai promis, Eli, mi se faci, nu lasă-l. Ce mi-ai promis? Ce am făcut? M-am încurcat puțin muzica. Facem un putpuriu, o să iasă, îți promit. Mamă, ți-am zis, mă, să nu faci o scenă. Acum mi-ai distrus cariera. Gata, nu mai am ce discuta cu tine. Dă-mi drumul la mână. Vagabondule, ce ești? Ce are, bă, nebună? Avaramu. Bă, dar ce fițe de vedetă are în cap, nici n-a început cariera și a luat o răznă. O tâmpită. Hai, mă, cocala, hai să-mi. Americo! Ce, mămico? Auzi, fa! Vezi tu cum îți fac eu ție economie, fa! Vezi? Da? Auzi, dracu, oprește-o aspiratorul ăla, că m-a nebunit de cap! Mi-e doare capul, e! Ce ai acum? Auzi, fa? Ce?
Tu crezi că eu nu știu că tu ai început marea babardeală? Ha? Și ce-i cu asta? Păi dacă rămâi borțoasă, fa. Și dacă rămân ce? Fa, păi tu nu mai știi nimic de unul. Mai vrei încă unul? Mămică, uite ce eu te respect și țin la matale. Dar să știi că te bat de te ia mama dracului. Eu cu bărbatul meu în pat fac ce vreau eu. Și cu parașutele cum rămâne? Gata cu parașutele, da? S-a terminat cu precis, ai? E sigură? Da. Las că știu eu că nu e așa. Ce știi? Ce știi? Ce mamă. Mamă, ce ai? Mamă. Vai de bine. Vai de mine, mamă, iartă-mă, te rog, pentru ce ți-am spus. Iartă-mă, te rog, m-a apucat turbarea, nu știu ce am avut. Lasă-mi. Vrei să chem salvarea? Nu, nu, nu. Să se duc niște apă? Nu, nu, salvarea, mamă. Nu chem nicio salvare. Ha, salvarea nu vine niciodată la țigari. Aoleu, aoleu. Mamă. Pe Americo. Aoleu, mersi. Dacă eram eu o țână mai tânără, venga, te lua, fa. Iar n-ai făcut. Na, ți-am făcut-o, na. Da, fă, mai bine o vișinată, nu apă. Ete! Ați cam întârziat, bă, gaborenilor. Ce vrei, mă, Natone, că mai avem și noi treburi importante de făcut decât să ne întâlnim cu mafia din cartier. Ha? Cum mai merge șpaga la băieții? Nu știu ce e aia. Nu știi ce e aia, nu? Am auzit că ați cerut o căruță de lovele. Câte 100.000 de euroi fiecare ca să-l scăpați pe Bulibașa de subsemnatul. Păi mă, băieți, mă, numai atâta valorez eu? 200.000 de euroi, bă? Nu știu ce ai auzit tu, Natoni, dar noi suntem doi cetățeni onești ai acestei țări. Ca tine. Ia zi. De ce ne-ai chemat? Ce vrei de la noi? Ce vreau de la voi? Chiar așa, ce vreau eu de la voi, bă? Ce vrei de la noi? Că doar nu ne-ai chemat să ne faci alba neagră. Uite, șpaga nu e șpaga. Vreau să-mi găsiți băiatul. Pe Sandi Sprânceanu? Da. Păi nu mai e de câțiva ani în țigănie. Crezi că mai trăiește? Da, bă, trăiește. Simt eu că trăiește. Și de ce ai venit la noi? Din dragoste? Păi nu sunteți voi cu ăștia, cu Europolul, cu Interpolul, cu FBI-polul, cu ăștia, cu toți gabori ăștia care, internațional, care lucrează gratis? Nu sunteți cu ei? Dar eu ce am, bă, ce? Hai mă, Natone, că ai o armată de țigani, lasă-o încolo. Și nouă ce ne iese? Știi ce ne interesează, nu? Ce vă iese? Bă, n-am nicio idee, bă. Când judec cu capitilii voastre, n-am nicio idee. Uite, ca să vezi că și noi suntem oameni cinstiți, n-avem noi chef să facem următoarea propunere. Dar eu o declarație împotriva Bulibașei Coardă, orice vrei tu. Ce avem acum nu ne ajunge să ținem las după. Și noi îți găsim flăcău. Ai văzut ce lucruri frumoase putem face împreună? Mafia țigănească și poliția mână în mână. A? Eu nu trădez, bă. Niciodată nu trădez. Tu, laper, pe ăla care te-a lucrat? Păi da, Coardă te îngropa. A pus banul pe masă. L-a butonat pe puștiul ăla demen să-ți facă felul. Da, dobitocul ăla cu moda. Gotie, Chanel, cum n-ai bine? Armani. A, așa. Voi nu înțelegeți pe Toni Sprânceanu, bă. Cum poți să laperi pe bou ăla, mă? Nu înțelegeți nimic, bă. Eu când am un dușman, îl judec după legea mea, după legea țigănească. Eu sunt țigan de modă veche, bă! Și noi suntem polițiști de modă veche. Așa că zi, nouă ce ne iese. Păi mă gândesc să-mi iasă mie ceva ca să vă iasă și vouă ceva. Păi ia, ia, bagă, bagă. Dacă îmi găsiți băiatul, familia Sprânceană se retrage. Definitiv. Mm-hmm. Pe cuvântul meu de onoare. Ne retragem din toate combinațiile. Lasă-o. Ne retragem la casele noastre. Ne punem pe muncă. Ne punem după lege. Ha? Hai, băi, bucurați-vă. Bucurați-vă. Asta e oferta mea pentru voi. Și nu o să o mai auziți altă dată. Ți
țiganul și munca. Știi cum se repește munca de țigan? Ca apa de gâscă, mă. Bă, deștepților, bă. Vă știți de ce zboară lovelele, bă? Pentru că e în buzunare la ciori. Hai că nu se mai vede. Nu? Un amor. Ai, iubi, mersi. Uite. Așa. Of, nebună. Zăpăcit. Oh, pisi, mă. Uite, și pe aici, așa. Draga Vera, tu ești o artistă. Ce cauți cu girafele alea? Da, eu nu știu ce cauți cu ei, zău. Știu, numai voi mă înțelege. Ce ai făcut lui Mihai? E un lucru oribil. E doar un copil. Tu ai idee cât de tare l-ai speriat? Copil? Urlă hormonii în el să-l ducă tasul la cur. Băi, tu pe ăsta te-a ajutat mult în închisoare? Păi te ajungi pe acolo, nu? Trebuie să vezi cu ochii tăi. Dacă îmi spui, poate te iert. Care parte? De la început. Dacă insiști... Păi, la începutul mi-a venit să cred. Tot așteptam să vină gardianul să-mi spună că a fost o greșeală și să-mi dea drum. Aveam impresia că o întreagă trupă de judecători, avocați și polițiști lucrează la cazul meu. Că o să-și dea seama de greșeală și o să mă lase să plec. Aveam încredere în ei, aveam încredere în sistem. Și mai departe? Mai departe nimic. După câteva ore am încetat să mai cred. Păr m-a venit furia, făceam ca toți dracii. Uram pe toți cei de afară că nu erau în locul meu. Că nu făceau nimic. Și mai ales că puteau să-și vadă de viețile lor în timp ce eu stăteam în celula aia împuțită. Mi-am dat seama că lor de afară nu le pasă. Că eu nu mai exist. Că m-au închis acolo. Și că pentru ei sunt moartă. După care am început să uit în jurul meu. În celula aia împuțită. Și mi-am dat seama că acolo e viața mea. Că acolo trebuia să-mi fie bine. Așa că m-am hotărât să fiu o hoață mai bună, o bătăușă mai bună, că atunci când ies să-mi bat joc de regulile și de legile lor, cum pot eu mai bine? Atunci m-am hotărât că eu sunt cea mai important, că nimic nu contează în afară de mine. Practic a durat vreo câteva ore să mă transform dintr-o fetiță speriată într-o infractoare pe viață și pe moarte. Nu ne-a păsat, Gina. A păsat pe dracu. Te-am primit la noi în casă. Ai avut o șansă. Și tu ce ai făcut? N-ai mințit, ai furat, ne-ai înșelat. Ți-ai bătut joc. Hai mă, lași. Toți sunteți la fel, nu vă pasă decât de casele și de mașinile voastre, atât. Nu, noi te-am băgat în închisoare. Te-ai răzbunat pe cine nu trebuie. Ai să mor tu. Vreau să pleci. Auzit? Vreau să nu te mai întorci niciodată. Să stai departe de familia mea. Mi-e poate, dururile mele toate, dururile mele toate. Ia zi, măi, neacoardă, îți place afară, a? Ia uite ce frumos e. Te-am scos frumos. M-a scos voi afară. Ce vreți, bă? A venit Toni Sprânceană la noi și ne-a rugat să-i găsim băiatul. Frumos? Familist? Da, dar ne-a mai făcut o ofertă. Foarte frumoasă la schimb. Nu vrei să știi care e oferta? Nu, mâncați așa. Nu? Nu, nu. Nici dacă el e în stare să facă orice? Chiar și să depună mărturie împotriva ta? Și dacă ți lipește, Toni, crede-mă. Stai în pârnaie până la sfârșitul vieții să mor eu. Cum am ieșit afară, ia uite, aer.
Asta doar dacă... Doar dacă ce? Doar dacă nu depui tu o mărturie împotriva lui, a? El intră, tu ieși. Auziți, mă? Bă, Toni Sprânceană este cel mai mare nemernic pe care l-am întâlnit în viața mea, mă. E rău, e laș, e răzbunător. Te lovește și pe la față și pe în spate. Păi, vezi? Auzi, mă? Dar nu și-a trădat niciodată niciun țăgan al lui. Moșu, moșu, măti! La ultima ta șansă. Bine. Atunci, hai înapoi. Hai! Unde ți-ar spune mică, poate, dorurile mele toate. Unde ți-ar spune mică, toate, sărăi mă. Borcan. Tată. Da? Ce face băiețelul meu preferat? Vreau să-mi câștig și eu banii de chitară. Știu că am greșit. Hai, nu-i nimic. Uite cum facem. Un leu, o farfurie spălată. Treci. În lumea de astăzi, posibilitățile sunt infinite. Bucură-te în fiecare zi de cât mai multe cu Card Perfect, cardul de credit de la ABN AMRO. Află mai multe sunând la 021 207 0207. Making more possible. ABN AMRO. Toni. Da. Vreau să vorbim. Uite-te la mine. Mi-e somn. Las. Dar nu crăp 5 minute. Da. Toni, nu vreau să te mai vezi cu alte femei. Ce te-am mai fă? Nu mai pot, Toni, nu mai rezist. Ce-ai fă? Când te-am împușcat, am crezut că mor, că-mi sar mințile, că nu te mai văd. Vreau să mai facem un copil, Toni. Fă-te-și nebună, ce copil să mai facem? Ia uzi ce vrea ea. Vreau să mă bucur de tine și tu de mine, Toni. Să fiu numai eu a ta. Promite-mi, Toni, că nu te mai vezi cu alte femei. Dar nu știu nevasta ta, nu știu eu nevasta. Tu ești făceai, sigur că ești tu. Zi. Zi să mor tu. Jur. Fă taci odată, fă din gură. Potolește-te. Da, ne-am potolit. Păi ce mai supărat din sat, mă? Mai supărat din sat, mă. Uroilolosare ca lololop. Ai la 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 la. Ia uite ce scrie aici, frate. Angelina Jolie are hemoroizi. Dar aia slăbește asta. Numai buzile alea mari a mai rămas de aia. Americo, tu să-mi fac și eu niște analize, că nu mă simt bine. De ce că ești sănătos? Ia uite aici alt articol. Coreeni ăștia. Și că l-a prins pe unul, l-a tăiat bucăți, l-a fiert și l-a dat prin mașina de tocat. Ce cruzi ăștia. Așa ceva. Uite, asta-i tare. Academician. Nu-i ajunge pensia pentru medicamente, că e bolnav. Mătea nu s-a dat jos din pata azi. Eee, cât și-a bătut el capul, cât a învățat el, așa da moacă. Da, și acum n-are ce mânca. Academician, om bătrân cu părul alb. Lume, 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 oameni.
imobiliare. E, ăștia e cei mai mari hoți de la imobiliare. Uite, 200 de mii de euro faci un apartament de două camere. Două lecă. Și mai zici că românul n-are bani. Cum să n-ai de bani? Zice, mă, dacă o doare toate, și picioarele, și burta, și capul, o doare, o doare și la coaste. Uite așa, ca pe aici, așa. Ia uite, eu chiar nu pricep. Eu nu știu ce apucă pe unii de nu știu, de nu știu singura și dau așa de în gură. Mă, tu mă auzi ce vorbesc eu cu tine? Auzi ce ți-am zis? Uite, fă! Mă, tu auzi că lumea ta e rău să știi. Lasă-o, mă, pe mama, citește aici, fă, ia uite, citește aici, că să nu mai zici că inventez eu. Ia uite, ia citește aici. Uite. Bulibașa goardă, firal e la dracu de umflat. Puțu de lecu, ia uite-ci. Mă, uite, mă, bagă mare el aici. Mă. Și nu mă crezi pe mine când îți zic, nu mă crezi pe mine, crezi pe el. Zici că eu mint, vezi? Cine Oane, minte? Oane, firea dracu să... Înflatul. Așa se întâmplă. Pe cine nu lasă moară, nu se lasă să trăiești, Americo. I-am auzit, prăpăditule. Ei, lasă că poate o să-mi ierlești tu înaintea mea. Să vezi ce o să mă mai distrez. Mamă! Aftuni! Ăsta-i semn rău. Ai spart farfuria cu mâncare. Ți-am zis eu. Ești halit, băi, Antoane! Ești halit! Cucobe, ce ești! Și cizma... Ia uite! Și starurile de la Haliuț îmbolnăvesc. Auzi? Ce-ar fi având chinezii ăștia, coreeni ăștia în cap? Încă tu trebuie să ai o explicație. De ce, după ce îi taie, musai să-i bagi în valiză? Probabil atunci când erau mici, le era frică de tasul și se ascundeau în valiză. Și acum se ascunde în bucăță. Bună asta. Academician, nu mai are bani decât de medicamente. Ce să faci, moșulică? Noi... Toată șpagă, n-ai furat. Asta-i. Neața. Nu, Neața. Cine-mi dă și mie niște bani? Dar de ce nu mai ies băieții cu tine în oraș? Au aflat cât ai dat cu partida romilor? Nu pot să cred, el e singurul care încă nu a aflat că eu nu mai ies cu el? Uite, parcă am citit ceva pe aici. Deci, uite, Pacino... I-a dat păpucii Anei. Mă, te mai dați vechi, că habar n-ai. Zi mai bine că n-ai niciun bani și gata. Sau e invers. Fata ta, tu ești deșteaptă. I-a dat păpucii. Lucian. Nu? Hai, tăticule, lasă-mă. Dă mama bani, că tu să rămână. Cred că o să-și găsească Lia un alt iubit, un țigan. Că ea sunt pasional și iubitor, nu ca tine. Pa! Ia auzi. Ia auzi. Pasional. Interviu cu Bulibașa Coardă. Toată lumea știe că sunt închis pe nedrept. Toni Sprânceană, vecinul nostru, stă alături și cum ar veni pacientul tău? Toni... Tone Sprânceană și neamul lui își fac de cap la marginea orașului. Ia auzi, sunt pensionar. Bulibașa pensionar. Unde dracu a avut ăsta carte de muncă? Unde a muncit ăsta? Sunt pensionar și toți oamenii mei au devenit oameni cinstiți. Ia auzi, azi așa peste tot, în politică. Țigani, în afaceri grele, în... Uite, pe prima pagină, de înmulțit. Se mulțesc, nu? Ne și țigănesc pe noi românii, că le țigănesc. Avem exemple și în familie. Încet, dar sigur, ăștia ne închid. Cum dracu scăpăm de ei? Cum dracu scăpăm? Ne închid. Și dacă nu scăpăm de ei, ce se întâmplă? E bine, e pasiune. We'll be right back.
dermatologi, acidul hialuronic este remediul esențial împotriva ridurilor. Eucerin oferă soluția eficientă ce stimulează acidul hialuronic propriu pielii, astfel încât și cele mai adânci riduri sunt umplute din interior. Netezește ridurile vizibil, fără injecții. Descoperă acum Hyaluron Filler, tratament pentru conturul ochilor. Nou, numai de la Eucerin. Mergi, frate, pe copii. Ce mai zicești? Țiganii nu mai sunt aia de altă dată, auzi, mă. Nici măta nu mai aia de altă dată, mă, boule. S-au romanizat. Țiganii s-au romanizat. Uitați-vă la Toni Sprânceanu, s-a mutat într-un cartier rezidențial. Unde e tradiția? Bă, dar bău, e prostul ăsta de moșne, bă. Ci că țiganii să stea în cuibul lui. Și românul să stea în cuibul lui. Așa e tradiția, așa a fost mereu. Normal, mă. Voi cu grosul, voi cu sticle goale. Că așa e tradiția, bă, pe-a mătii. Dar de românul țigănesc și de tineretul de țigani, nu-ți că e nimic. Ia zi, fă. Ți-ar plăcea să te lauzi că ai fost cu Elvis, a? Ți-ar plăcea, a? Să știe toată lumea. Da, mă, Levis, mi-ar plăcea. Cum ai zis, fă, Levis? Levis, trebuie să-mi fac. Trebuie să-mi fac neamul meu. Nu se poate. Neamul meu. Neamul Elvis. Cumperi un pui? Ha? Dai, mă, că am glumit, nu îl dai pe lui Toni Sprânceanu. Toni Vrabanu, nu cumpăra găini moarte. Păi, tu ce e aici? Ne scăpăm de datorii. Am ardei tu lui Toni, mă. Te uită așa la mine, el și tu. Ușit! Давай товар, давай золото. Аур, марфа, înțelegi? Nu înțeleg. Золото давай, te iau și te pun în cui. Золото, товар, înțelegi? Товар. Stai, măi, de ce vrei să mă pui în cui, măi, pe mine, măi? Eu nu dă datorii. Давай товар. Понимаешь? Понимаешь? Понимай, али, înțelege. Stai puțin, stai puțin. Stai puțin. Craganel, intrat în mașelărie. Cinci minute, cinci minute, nu mai e, nu mai e, cinci minute, legat. Craganel. Craganel, Craganel, înțelege? Cinci minute. Rolex? Ah, chiar Rolex, Taiwan Rolex, nu-i bun, brost.
Я опять-таки кролец. Do you speak English? English, no. Нет. Русский. Русский. Водка? Водка. Водка! Водка. Vreau să știu care e problema ta, de fapt. Acum? Acum. Ia pe mânghele vla suscheba. Mă mai nervează aerul tău de superioritate. Deșteptăciunea ta. Și ce vrei să fac? Să mă fac mai proastă? Te interesează, Tony? În ce fel? Crezi că e mai viril decât mine? Tu crezi că eu știu? Puternic, macho, celebru, misterios. Trebuie să fie excitant, să-l ai acolo ca pacient. El, emoționat, vulnerabil, tu controlezi toată situația și pe el. Trebuie să admit că n-am mai avut niciodată un pacient ca Toni Sprânceanu. Te atrage? Îl dorești? Vrei să te culci cu el? Are ceva. Dar nu m-aș simți niciodată în siguranță cu un tip ca el. E prea lunecos, prea ascuns. Și-mi dă o senzație de pericol care nu mă atrage. Și atunci de ce nu te mai culci cu mine? Pentru că în ultimul timp nici cu tine nu mă mai simt în siguranță. Văd că n-am. Îți dau altceva. Foarte bun. Dă-mi aici. Nu e bun! Nu e bun! Brăst, brăst, le aruncă la gunoi. Le aruncă la gunoi. Nu e bun. Nu-i bine, frate, mi-o să fumezi atâta. Faci cancer fără caterincă. Lasă-mă, că nu murim noi de cancer. Cancerul nostru... Uierile. Uierea. Arde tate asta, mă. Că pun astea câte o vorbă, dă ți se așează pe ficat și pe rinichi. Și la prostată? La prostată la tine, că așa și arăți. Te dracu. Eu am zis la a mea, fă, nu te bagi, prioritatea mea e cariera. Da, niște bestii, mă. Eu am fost cu una azi noapte, mă, care dimineața nu știa cum mă cheamă. Mi-a zis Levis, am rămas de fapt. Levis, asta ce e? Fabrică de conserve. Bă, nu știu, atâta lipsă de sensibilitate la muierile astea eu n-am văzut, mă. Adică se culcă cu unul, habar n-are cum îl cheamă și dimineața îl strigă prin cameră, băiatul, dă și mie chiloței. Și se miră că te porți urât cu ele.
Păi ce vrea, mă? Respect vrea? Că e niște parașute tot. Ce respect, frate, când ele se iau gură în gură cu tine tot timpul? Stai așa. Da. Cine? Când, mă? Acum? Bine, stai acolo. Oh, oh. Era Ali. Ce care un râs în congelator. Ce are un râs? Un râs în congelator. Un om? Un om. 150 de kg are. Ce că abia a intrat în congelator. Bă, al dracu, arabul ăsta niciodată nu pot să fii sigur pe ce bagă el în cărnații. Hai la el acum. Hai, hai. Doare toate. Vasili, mușchi, toate. Și în stomac așa simt că am un fel de arsură. Te mai dor rănile? Ciudat, alea nu mă mai dor. S-au vindecat, s-au închis. Dar am o... Cum să spun, nu știu cum să... Ai zis o dată, dar am uitat un cuvânt ăsta. Am o așa o senzație că nu mi-e bine, că... E ceva rău cu mine, înțelegi? Tu știi ce am? Ți-ar putea să știu. Și nu spui și mie. A? Nici măcar așa relaxat nu mai pot sta. Știi tot ce l-a început în cap? A? Toate minciunile, toate secretele. Tot ce simți. Tot ce gândești, tot ce faci și nu spui la nimeni, coboară în corp. Sunt niște greutăți așa care atârnă greu și le car după tine ca pe niște ghiulele. Ce frumos vorbești. Parcă mi-ai citit povești de-alea din cărțile pentru copii, cărțile alea de colorat. Păi de-aia se spune că atunci când spui adevărul și ești sincer, te vindeci. Sufletul se ușurează. Să trăiești ascuns tot timpul, să disimulezi, să minți. A? Înseamnă să trăiești într-un permanent stres, să stai așa în disconfort. Și atunci se instalează o oboseală cronică. Viața de infractor arde creierul, dă ulcer și paradește ficatul. Enric, dacă ar vorbi toți gaborii ca tine și dacă ar arăta așa și așucar, vreau să zic că s-ar înghesui bagabonții la birou de autodenunțuri. S-ar călca în picere unii pe alții, îți spun eu. Nu vrei să renunți. Tu ce-i faci în locul meu? Păi eu mi-aș lua poliția de pe cap și mi-aș pregăti retragerea. Retragere? Auleu, asta sună de parcă aș intra într-un palton de 4 scânduri. Uite așa. De dragul familiei. Pentru că o iubești și ești responsabil. Familie. De dragul familiei. Care familie? Ce familie? O babă nebună, o nevastă geloasă, un copil care umblă creangă în lume? 3 veri tâmpiți care se cred
golani bazați și o grămadă de neamuri care mă stort pe mine de parale. Asta e familie? Despre familia asta vorbești tu. Stai de mine. Ce vorbești tu să... Uite, corpul îți trage un semnal de alarmă. Și ar trebui să-l asculți. N-ai niște pilule pe aici, în casă, că mă doare rău. Eu nu dau pastile. Dau șuturi în fund. Psihologic vorbind. Și altfel vorbind, dai șuturi în cură. Uitați-mi că ai crescut și ai stat lângă țigăni. Păi să nu mai uiți. Bisi. Pacino, ajută-mă pe ăsta, că e... Mamă, ursu! Polar, rusul polar! Mai trage, mai așa, așa. Frate, e bucnă asta. E bucnă. Bă, mi s-a făcut frig dintr-o dată. Dă-mă ceva de băut să ne încălzim. Mamă, cât a ăsta... Căgănel a adus buiul. Te-a zis să-l duc la Duni. Pune-mă ca omul. Vârcitul. Ia, mă rog. Auză! Ce pui, ca pui? Ce... Puiul ăsta! Rusul a tăiat! A, și tu l-ai băgat pe rus în frigider ca a tăiat buiul, o? Buiul periculos! Rusul periculos! Ce vroia rusul? Rusul? Rusul vroia vot. N-am avut vot. I-am dat ăsta. I-am dat și una după cap. Când a tăiat puiul. Uite ce-a făcut puiul. Opa. Uite, bă, ia-uite, bă. Bă, ce pui are ăsta, mă. O fi bune, mă? Bă, e veritabil. E pe bun. Știi că mă pricep la urete? Asta știu. Bă, e ceva marfă aici. O fi dole antice. Da, sunt antice. Brățările agoberă datoria lui Ali? Băi, băiatul ăsta ar m-a tonit pe turnul. Și trebuie vorbi cu șeful, mă. Ia, uitați-vă la ăsta. Se dezgheață rusul, bă! Bă, dar are tot tău. Du-te, bă, dreacu' de aceea! Ce dracu' ai făcut? Eu? Frățicule... E vreo mai mult? E foarte mult. S-a împușcat singur, mă, e prost, mă. Arabule, Aliuță... Frăce aici. Ia și bagă-l în frigider. Nu la frigider! Nu la frigider! E mort! Nu vreau să plătesc amendă la Sanepidu. Bă, dar prost ești, bă. Cât o fi, bă, amendă? E bult. Ce-ai făcut? Că s-a oprit și ploaia. Dar nu ți-am zis, mă? Acu' e soare, acu' e plouă. Am stradă tuba asta ca de dracu. Mai mișcăm ăsta? Nu spoare, nu mișcă. Bore! Ei, prostule, rusul! Mai mișcă? Dar mă, stai, al dracu de mor, mă, uite-te-le. Ce dracu face pe el? Cu ce face? O scoatem în oraș. Cu zmeu, scoate. Când dracu ni se întâmplă numai nouă de-astea, bă, nu înțeleg. E de ajuns să-ți imaginezi. La Orange ai ofertă completă pentru internet. Laptop la cel mai bun preț și acces instant la internet nelimitat. De acasă sau de la birou. Cineva? Fetele! Vine-mă încoace, unde ești? Vine-mă încoace! Ce fac cu coace? Asta e băiatul meu, Gelo. Uite, e... Mi-a zis că merge la saună. Ești, lasă că e mai bine decât la saună. Uite, el este Ani, Claudia, drăguță, nu?
Pe care vrei, ha? Hop! Nu-i nici aici. Hai, Ani, ai grijă de el. Hai, hai, hai. Ia uite. Hai, relaxează-te. Tot două, ha? Cum te cheamă? Mihai. Gelu. Mihai. Eu sunt Ani. De jos, papucii. Bunta sus. Hai, să pui ulei din ăla, care-mi place mie. Hai, hai, relaxează-te, stai așa frumos. Hai. A, ce noroc ai tu cu o tată ca mine. Crezi că tăi că mă ducea la femei? Hai, așa mai... Așa crezi că mă ducea tăi că mă la femei pe mine? Dar eu nu vreau să merg cu tine la femei. Hai că aici e așa, nu e chiar, e masaj. Nu? Ia zi-te o Claudiță. Da. Ia zi, doi, ai o gacică. Face sex. Da, sper că folosești prezervativ, bă. Nu. Ce, nu folosești prezervativ? Nu, pentru că nu facem sex. Ah. Bă, dar la vârsta asta trebuie să-ți faci kilometrajul. Ce să fac? Kilometrajul, adică... Kilometrajul, mă înțelegi, dar nu? Bă, taică meu, nu vorbea cu mine despre femei. Dar dacă eu vorbesc cu tine, tu trebuie să te deschizi, să comunici, să... Deci tu vrei să ajungi un pompălău așa, să râdă fetele de tine, să te învârtă pe degete? Mihai, aici, știi, sunt niște șmecherii. Trebuie să le înveți. Mă întreb pe mine și eu spun ce vrei tu. Hai, așa că e. Mai stăm mult aici. Hai, fetele, mai cu... Ca să ne simțim bine. Hai, Ani, mai... Da. Am mișcat! Am mișcat prostia din capul tău. Mișcă mașină. Hai să o luăm pe fir. A venit Crăcănel cu puiul, da? Da. Păi ieșiți, mă, mai de o oră aici! Taci-mă, deci, taci o secundă! După Crăcănel a venit rusul. Da. Deci asta înseamnă că rusul știa pe Crăcănel. Deci Crăcănel știa pe rusul. Deci îl ducem pe rus la Crăcănel. Asta e, taică! Așa, 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 așa. Da, înainte că se năștea un băiat, în familie era sărbătoare, toată lumea era fericită. Un băiat înseamnă belșug, Mihai, tată, belșug. Și când se năștea o fată? Tristețe, jale. O femeie înseamnă risipă, înseamnă ghinion, sărăcie, da? O femeie înseamnă bani aruncați. Asta e gură mare, reproșuri. Ipocrizie, manipulare, tot timpul sunt nemulțumite. Te vrăjesc, te amețesc și după aia te slăiesc de vlagă. Hai să vezi tu, dai de dracu. Nu? Hai, tată, îmi spui și altă dată. Hai, stai să spun ceva. Ca de la bărbat la bărbat. Fii atent. Ca de la bărbat la bărbat, cum spui tu. Fii atent. Tu poate nu mă crezi pe mine acum. Mă crezi că tu ai de face cu ăstea mici care nu știu prea mult, abia învață. Știi, nu poți să-ți dai seama ce zace în ele, dar nu te lăsa păcălit, Mihai. Nu te lăsa păcălit. Nu? Ele par așa niște bobocei, așa, dar toate sunt niște scorpii cu fundițe. Când se fac mari, ai belit-o. Fugi, fugi cât poți. Fii atent, mă spun ceva, tot de la bărbat la bărbat. Fii atent, țiganii folosesc tot felul de chestii din astea, de pinele, de bine, de păr de calci, că-s mai bun la pat, știi? Dar aiura, noi care trebuie să ne bazăm pe forțele noastre, noi trebuie să avem încredere, Mihai, trebuie să avem încredere, asta-i, știi? Păi eu sunt calm acum că n-am băut cafea dimineață. Stăm de vorbă ca între bărbați. Băi, ia, ce nu înțelege asta? O știi pe aia, mă, cu Gavarit Paruschi? Mă, Elvise, dă-mi să spun, băi, Grăcănele, măi, a fost un accident, mă, înțelege, măi, din greșeală, mă, n-a vrut nimeni să-l omoare, măi. A avut de și tu înghețat, da, uite. Ascultă-mă, buțicule, într-o sfert de oră ești la Tony, jos, la studio. Dacă întârzi, vin după tine, te operez și-ți mănânc ficatul și-o dau la porci, ai înțeles?
Vezi că știm unde stai, fraier. Să se spele și cu mortul pe cap, că nu degeaba îl care eu prin oraș. Ai înțeles? Bă, frate-mi, garda, mânca, frate-mi. Bună ziua, agent Boboc de la circulație. Vă rog frumos să eliberați carosabilul încurcat circulația. Cine este șoferul? Șoferul, șoferul. Ana Mușteaed! Mahdem Lijurda! Alili Pali! Andulilac! Bine, cheile. Dați-mi, domne, cheile. Give me the keys! Cheese! Not cheese, keys! Dați-mi cheile. Cheese! Gata să mă, vină. Sunt cheile, auzi, și agitat, era gajul. Ce pe cum cum așa? Cheese! Da, da, e? Îmi place motorul, mă, cred că dă să pufă. Băi! Băi, mori, băi! Băi, mori, băi! Domnul, domnul! Alo! Mă întorc în intersecție în 3 minute. Da, să trăiți, e liber pentru coloană. Bă, băieți, după cum vă uitați la mine, parcă ați fi niște chinezi. Norocul vostru este că sunt de schimb. Ale de leban, ale nu de înțigan. Să chizi. Please. Mă, dă-i-ți! Era să dăm de belacul ăsta, mâncați-și. Dar ce aveți în mașină? Ce aveți în mașină? Noi în mașină. Noi n-am avut pe noi în mașină, dar trebuie să coborâm dacă e nevoie, n-avem din nou. Nu, dați. Recepție. Hai, mă, mai repede. Într-un minut sunt în intersecție. Avem noi în mașină. Tot ce? Ce te interesează, bre, pe mata, ce avem noi în mașină? Zici și tu. Și eu te-am întrebat ce ai mata în buzunare. Hai, un minut până în intersecție. Hai. Hai că haide, mă, haide. Taradio, treci la volan. Hai. Ce mă gândesc? Hai să mâncăm ceva. Uite, ne delectăm cu niște specialități, rămânem în atmosferă. Ce zici? Zău, nu mi-e foame. Nu mi-e foame nici prea închei. Hai, lasă, hai să mâncăm. Mihai. Mătă, nu mai fi așa de rușinos. Odată și odată nu trebuie să vorbești despre toate astea. Trebuie să afli cine e prietenul tău cel mai bun. Eu, nu? Cine vorbește despre asta dacă nu cu taică tu? Hai! Bem ceva, mai prins curaj, a? Tată, te rog frumos, nu mă forța să vorbesc despre asta dacă n-am chef. Și chiar n-am chef azi. Când o să fac sex, o să te informez și o să-ți dau toate detaliile. Am intrat și eu pe net, am văzut și eu câte ceva. Nu sunt chiar așa picat din pomul de iarnă, cum crezi tu. Și dacă nu vreau să mănânc, nu vreau să mănânc. Am plecat acasă. Mihai! Ai grijă pe unde umbli pe internet. Umpli de virus toată casa. Sunt protejat. Am antivirus. Mihai! Pa! Pa! Ce bulan a avut polițaiul ăsta că nu s-a uitat în camionetă? Îți dai seama, mă, că trebuie să-i mulțumească lui șeful, mă, că l-a chemat în intersecție, că altfel... A, trebuia să-l mierli și pe ăsta, îți dai seama, că altfel... Mi-e rămângă, bă! Nu mirlim, nu mirlim, că nu-i în capă la lui în frigider! Dar îți dai seama, în camionetă? Nici în camionetă. Ce, e tric? Auzi, mă, Tarantino, bagă mașina în curte, că poate trage vreunul vreo geană mașină și o velim cu toții. Ok. Hai. Al dracu, te frică că fuge mort. Vezi și Rusu, așa mor cum era, se uită ca în filmele de groază. Bă, Ali, cred că pe luna asta ești achitat, să știi. Și tu, Crăgănele, mai ales că am cheltuit de înmormântare acum. Să rămână, Neatoni. Eu două luni, șef. I-am zgabat bă băieți de bălăziști. Vale. Hai, mă. Bă, de ce v-ați lăsat voi prostiți, bă, dungaborete? De ce? Păi, n-are niciunul carnet, Toni. Asta e belicina, Toni, că n-avem carnete. Șefu, eu le-am cu covrigul, fără catrincă, dar... Bă, bulău vă mănâncă. Ascultați la mine ce vă spun.
ziua! Bine ați venit! Te las un meniu! Doriți ceva în mod special? Intră! Bună! Bună, mami! S-a întâmplat ceva? Ce bine e pe scaunul ăsta! Sunt o stare la povești! Dar nu te-am prea auzit studiind în ultima vreme. Mi-a ocupat timpul tata. Pot să fac și o programare. Păi și cu ce să plătești? Cu banii după prima înregistrare. Bun. La dispoziția dumneavoastră. Despre ce vrei să vorbim? Am o curiozitate. Când o să cresc, când o să fiu eu mare... Trebuie neapărat să fiu ca tata? Vrei să fii ca tata? Nu. Sunt un copil rău dacă nu vreau să fiu ca el. Nu, nu ești un copil rău. Te-a dezamăgit cu ceva? Poți să-mi spun. E doar ce-ți place la el. Și să spun un secret. Nimeni nu e perfect. Nici tu, mamă. Nici măcar eu. Am zis să nu mă mai complic cu rușii, mă. Nu mai am nevoie de afaceri de-astea complicate. Da, nicio problemă, Natoni. Preluăm noi cazul, luăm noi și cadavrul, că scăpăm de el. Ce să mai... Dracu, rușii ăștia, mă. Eu cred că ne faci de o avansare. Toată lumea caută brățările astea. Vedeți, bă, e bun și Tony la ceva. Sper că la un moment dat o să fiți și voi buni cu Tony, nu? Ah, apropo, Tony, n-am uitat rugămintea, dar am fost foarte ocupați. Dar mâine dăm faxul și pornim căutarea copilului. Dai niște că ți-l găsim noi. Bine, bă, bine. Are și el durerile lui. Auzi? Ce ar fi să declarăm noi doar o singură brățară? Dă o mușchime de avansare. Cât crezi că luăm pe ea? Știu, dar aflăm imediat. Păi n-am și eu rușii mei. Hai mă, zaiț, ia să te văd. Incendiul vilei în care trebuia să vă mutați dumneavoastră a fost provocat de cineva. It's very simple. No partners, never. Salut, mâna! Unde punem floricica? Unde? Invers cartea. Tony. Tony este diliu. Se întoarce băiatul nostru acasă, Americo. Tony. A spus, duceți-vă în America, New York, și vindeți acolo flori. Așa ne-a spus. Sunt oameni între oameni, exact cum sunt la noi țigani, așa sunt, deci în lumea asta diferă. Sunt 5 degete la o mână și nu se potrivește unul cu celălalt.